Astăzi, alături de Grigore German, vine în fața dumneavoastră, împreună cu grupul Mlădiței Ilfovene, de care se ocupă dumneaei și domnul Grigore German, cu niște copii minunați, care de astăzi de dimineață stau în costume naționale și sunt emoționați să vină în fața dumneavoastră. Aplaudați, doamna Maria Raman Gheorghe și Grigore German! Bună ziua, dragii mei, și bine ne-am reîntâlnit aici, la ceas de sărbătoare. Am venit cu dragoste și iubire, am venit cu acești copii minunați, acest grup frumos de Mlădițe Ilfovene, care și-au dorit de foarte mult timp să vină aici și astăzi Dumnezeu a făcut minunea și ne-a dus la dumneavoastră, aici, la noi, în sat, la Toca. Fericită și mulțumită că sunt alături de dumneavoastră, că astăzi Dumnezeu mi-a binecuvântat pașii și am ajuns și la Sfânta Biserică, unde am cântat pricesne, unde ne-am rugat împreună cu enoriașii, bineînțeles și cu copiii de la grupul Mlădițe, părinți și bunici veniți de departe. Mulțumesc lui Grigore German, acest fecior minunat, frumos, talentat, care a venit din Suceava până aici. Astăzi a ajuns. Vă mulțumesc că ne-ați primit cu dragoste și vă dorim ca bunul Dumnezeu să vă dea pace și liniște. Și acest proiect, acest frumos spectacol să aibă parte în fiecare an. Mulțumesc din suflet, Hărșan Lucica, că ne-a invitat. Mulțumesc celor care s-au implicat. Mulțumesc domnului primar. Dumnezeu să vă ajute. Bună ziua și bine v-am găsit. Ne bucurăm din toată inima să fim aici într-un loc minunat alături de oameni minunați. Iar noi am venit cu o parte dintre elevii noștri. Grupul nostru Mlădițe Ilfovene este mult mai mare, 30 de copii. Astăzi am venit doar cu 12 copii. Sperăm ca melodiile noastre să ajungă la sufletul vostru. Muzica! Ridică negativul. Așa, mai tare.
și ca și până acum. Mulțumim frumos! Mulțumim! Mai cântăm? Mai cântăm! Atunci nu se aud palmele, nu se aud! Vă mulțumim! Vă mulțumim! Calup 2! Calup 2, grupul de Țelfovene, iată, facem așa o excursă prin toate zonele țării. Am pornit la Dobrogea, în Ardeal, în Moldova, iar acum în Oltenia, în Muntenia și din nou în Moldova. E, opa! Yeah.
Vă mulțumim! Mulțumim frumos! Iată, am făcut o călătorie așa muzicală prin toate zonele țării, am pornit la Dobrogea și am ajuns din nou în Moldova. Amintindu-ne astăzi de Valeria Peter Predescu, de Angela Moldovan, de Elena Roizen, de Ion Dolănescu, de Mina Păslaru, de Maria Lătărețu, care astăzi sunt acolo sus și cu siguranță ne urmăresc. A fost un moment în memoria lor. Vă mulțumim pentru aplauze, dragii mei! Și acum vine fiica satului. Marioara Man Gheorghe, femeie de nota 10, o doamnă de nota 10, o mamă de nota 10. Când zice Elena Gheorghe, deja ne dăm seama cine este mama ei și pe cine o moștenește. Marioara Man Gheorghe, în aplauză de noastră. Am venit cu drag să vă cânt. Am venit cu drag să trăiesc aceste momente. Și înainte de a da drumul la cântec, trebuie să cânt și eu două strofe dintr-o doină foarte frumoasă, o doină învățată de aici, de la Arșiță, de la Lelea Aurelia lui Pântilie, care, acolo în cer, de acolo din cer ne privește și pentru că a pus atât suflet pentru a-mi dărui cântece și pentru a fi alături de mine Dumnezeu, i-a dat și ei o strănepoată care astăzi cântă și v-a încântat mai devreme. Aplauze pentru Dana, pentru Maria, să trăiască, să fie sănătoasă și să dea Dumnezeu să ducă cântecul lui Lelea Aurelie mai departe. Dar mi-o făcu mama gura, măi, mi-o dar să-mi sune ca cete rămâi. Dar de-o-i muri mere din lume, de-o-i. Da, păi de-o-i muri mere din pe pământ rămâne, dar glasul pe pământ rămâne. De-ai muri mere în pământ, măi, dar glasul aici pe pământ, măi. Vă mulțumesc! Știu că vă plac doinele, știu că sunteți oameni iubitori și trăitori. Așa cum am cântat la Biserică Pricesne, am vrut să vă cânt și o doină aici și mai ales că această doină m-a consacrat. Cu această doină am luat floarea din grădină, acest trofeu care era foarte râvnit. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate darurile și vă mulțumesc și dumneavoastră. Mândru-i pe râul cu punte. Thank you.
la la. Faină-i grădina cu flori, omul cu frați și surori, când se văd e sărbători, măi la la la. Măi când s-adună împreună, ca veselia li stăpână. La românii mândru tare, la 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 la, când îi zâd e sărbătoare, la la la. Biserica din sat, de neamul s-o adunat, care de unde-o plecat, măi la la la. La biserica din sat, de neamul s-o adunat, care de unde-o plecat, măi la la la. La vicutăți împreună și petrec în voie bună. Pe nepoți, măi, la la la. Ies bătrânii pe la porți, măi, la 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 la. Să-i aștepte pe nepoți, măi, la la la. Mare-i bucuria-n casă, c-o vini cu tăți la masă, pita-i caldă, za mai grasă, la la la. Mare-i bucuria-n casă, c-o vini cu tăți la masă, pita-i caldă, za mai grasă, la la la. Dacă-i domnia de bună, păi nu-i ca seama de găină. La român le place jocul, la 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 la. Zice șetiera cu focul, la la la. La român le place jocul, la 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 la. Zice șetiera cu focul, la la la. Și iese jar din podele, când bat cizmele pe ele, e să aude până la stele, la la la. Și iese jar din podele, când bat cizmele pe ele, e să aude până la stele, la la la. Așa-i neamul meu fălos, suflet bun și veselos, care știi trăi frumos, măi la la la. Nu uită de unde-o plecat, nici obiceiul din sat, măi la la la. Așa-i neamul meu fălos, suflet bun și veselos, care știi trăi frumos. Dumneavoastră știți să trăiți frumos, pentru că duminica sunteți la Sfânta Biserică și după masă vă duceți la nuntă, vă duceți la petreceri și până una alta să vă mai cânt încă o melodie frumoasă. Maria îi nume sfânt de când lumea pe pământ. Maestre, muzica! Să vă aud palmele, haideți cu mine! Și mai tare! Și viața lui mai frumoasă. Mărioară-i la Olteni, măriucă la moldoveni, la la la. Cine ar fi-al, cine nu știe, tot o marie și o mărie, la la la. Bine, uite, uite așa, păi să trăiască Maria! Maria nu depune, că-i muiere hotărâtă și nu se lasă mințită, că-i frumoasă și deșteaptă.
bucată, făcută e dintr-o bucată. Măriuța când iubește, nimeni în lume nu oprește. Mărioară e la Olteni, măriucă la Moldoveni, la la e la. Și n-ar dea cine nu știe că tot mare și o mărie, la la e la. Mării de-a rândul, regine și jupânese și fete mândre alese. Tot mărie sunt și eu și drag numele meu, măi. Mi l-o pus măicuța bine, parcă m-o întreba pe mine. Mărioară e la Olteni, măriucă la Moldoveni, la la e la. Și n-ar dea cine nu știe că tot mare e și-o mărie, la la la. De, uite, uite așa. O fost mărine când lumea și-o mai fi una și una, dar nu-i mărie domnească ca Maria românească. Și înfloresc măriile ca pe vale florile, măi. Și eu port nume Mărie și mă cunosc dintr-o mie. Mărioară e la Olteni, măriucă la Moldoveni, la la e la. Și n-ar dea cine nu știe că tot mare e și-o mărie, la la e la. Aplauze pentru Dana noastră, pentru Maria noastră. A vrut să fie lângă mine la acest cântec pe care ea chiar l-a cântat și dumneavoastră ați auzit-o. Și sunt fericită pentru că Lele Aurelie o lăsat așa sămânță pe pământ. Uitați-vă cât de frumoasă e și el a început de drum de cântec, da? Promite foarte mult. Aplauze pentru Dana! Țin să vă dau acest mic cadou pentru plinirea celor 40 de ani de carieră, pentru că sunteți uimitoare și sunteți un exemplu pentru noi toți. Mulțumesc din suflet, Marie! Dumnezeu să te binecuvinteze, să-ți dea pace și liniște și să duci cântecul mai departe, că eu îmbătrânesc, eu o să stau la televizor și o să mă uit la voi, dragii mei. Vă mulțumesc din suflet! Un buchet de flori din partea Asociației Culturale Toaca Văii Gurghiului și vă mai așteptăm pe la noi. Vă mulțumesc, domnul Mircea, sunteți minunat, au zis bucureștenii că vor să rămână la dumneavoastră aici. Aplauze! Vă mulțumesc! Ține asta! Festivitatea de premiere, vedeți bine, nu se încheie. Doamnelor, domnilor, din partea Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică avem o diplomă de excelență pentru doamna Mărioara Aman Gheorghe pentru... Nu spun cât zeci de ani, deși trebuie să spun, 40 de ani de activitate artistică desfășurată cu dăruire, cu devotament, în slujba cântecului popular, autentic, de pe Valea Gurghiului. Cu respect și stimă, vă sărut mâna. Vă mulțumesc, domnul director, Dumnezeu să vă dea sănătate, să fiți fericiți și tânăr, așa, să rămâneți veșnic. Mulțumesc mult de tot. Succes, asemenea și dumneavoastră. Mulțumesc, draga mea, să fiți sănătate. Ia ține și tu. Mult de tot. Lenuța, auziți, ea este nepoată, ești nepoată, ce ești cu mine, de la Arșiță, să știți că e de la Arșiță și este învățătoare și mi-a făcut o poezie atât de frumoasă, chiar la împlinirea celor 40 de ani de cântec, îi mulțumesc, Elena Matei, da? Așa, nu greșesc? De la Arșiță, ea promovează Arșiță, aplauze! La 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 la, cu oameni de omenie, la 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 la.
Dragul mi să când să joc, la 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 la, cu tăneamul la un loc, la 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 la. Ai venit la joc să aveți noroc, ai doi câte doi, ca așa-i pe la noi. Ai, joacă bine, nu te face de rușine, hai, joacă așa, lume draga mea, măi! Joacă și petrece, la 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 la, viața mai frumos îi trece, la 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 la. Ai venit la joc să aveți noroc, ai doi câte doi, ca așa-i pe la noi. Ai, joacă bine, nu te faci de rușine, hai, joacă așa, lume draga mea, măi! Așa-i mai bine, la 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 la. Ai venit la joc să aveți noroc, ai doi câte doi, ca așa-i pe la noi. Ai, joacă bine, nu te faci de rușine, hai, joacă așa, lume draga mea, măi! Cei dragi s-adună, la 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 la, unde joc și veselie, la 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 la, acolo-mi place și mie, la 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 la. Ai venit la joc să aveți noroc, ai doi câte doi, ca așa-i pe la noi. Ai, joacă bine, nu te faci de rușine, hai, joacă așa, lume draga mea, măi! Veseliți-vă cu noi, la 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 la. Cine aici se veselește, la 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 la. Acasă bine trăiește, la 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 la. Ai venit la joc să aveți noroc, ai doi câte doi, ca așa-i pe la noi. Ai, joacă bine, nu te faci de rușine, hai, joacă așa, lume draga mea. Ai venit la joc să aveți noroc, ai doi câte doi, ca așa-i pe la noi. Ai, joacă bine, nu te faci de rușine, hai, joacă așa, lume draga mea, măi! Vă mulțumesc din suflet! Sunteți minunați că stați și pe ploaie, dar ploaia, dacă am venit noi, o fugit, o venit soarele. Și bineînțeles că pe lângă acest soare frumos este și Grigore German, tot fratele soarelui, a venit cu noi din Cernăuți, a venit aici în Ardealul nostru. Doamna, să nu mă deocheați. German! Să nu mă deocheați, poate nu cânt frumos astăzi. Până acum, mulțumesc frumos. Până acum, prima melodie pe care o cântam era Am venit cu drag la voi și o rămâne până joi. Da. Și la un spectacol cântam Am venit cu drag la voi și o rămâne până joi. Și a venit o doamnă lângă scenă care a băut două beri și a zis Noastră rămâneți, eu cu ceva hrănesc. Zic, doamnă, eu îmi păstrez silueta. Dor cu dor cărare fac spre casa omului drag de la Cernuț, de la mine, de acolo până la Toaca, aici la noastră. Mă ajutați cu palmele? Când începe melodia. Dă-i! Hopa! Și așa! Partea dreaptă! Și! Partea stângă! Dă-i, dă-i efect un pic, ridică! Hai frunzuliță, mărdomnesc, am trei doruri cât trăiesc. Frunzuliță, mărdomnesc, am trei doruri cât trăiesc. Dor cu dor cărare fac spre casa omului drag. Pe cărarea cu trei foi am ajuns până la Toaca. Tai tiredam, tiredai, tiredam, tai tiredam. Și dumneavoastră?
ai pentru părinți amândor și pentru căsuța lor. Pentru părinți amândor și pentru căsuța lor. Dor cu dor cărare fac spre casa omului drag. Pe cărarea cu trifoi am ajuns până la voi. Tai tere dam tere dai tere tere dam tai tere dam tere 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 dai. Hai și-am un dor pentru al meu sat, lângă codrii așezat. Am un dor pentru al meu sat, lângă codrii așezat. Dor cu dor cărare fac spre casa omului drag. Pe cărarea cu trifoi am ajuns la dumneavoastră. Dai tere dam tere dai tere tere dam tai tere dam tere 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 dai. Și-am un dor cât floarea-ntei, mândru pentru ochii tăi. Și-am un dor cât floarea-ntei, mândru pentru ochii tăi. Dor cu dor cărare fac spre casa omului drag. Pe cărarea cu trifoi am ajuns până la voi. Tai tere dam tere dai tere tere dam tai tere dam tere 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 da. Tere tere dam tere tere dai tere tere dam tai tere dam tere 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 da. Mulțumim frumos! Așa că în Moldova, acolo la noi se mai și dansează. Da. Și că așa la o petrecere, unul care a avut două, trei pahare a vrut să zică și el o strigătură, dar era atât de amețit încât a ieșit strigătura în felul următor. Fata asta joacă bun și mă învață și pe eu. Să nu strigați niciodată așa. Bun, când eram un pui micuț, am picat din legănuț. Dacă eram un pui micuț, te-re-re-re-re-re-la, am picat în legănuț, te-re-re-re-re-re-la, și-am început a cânta, te-re-re-re-re-re-la, nu m-a întrecut nimenea, te-re-re-re-re-re-la. Ia uzi-ți trompeta! Opa! Și acum trompeta mea! Ce frumos trompeta sună! Puiul pădurit, la șer nu m-am mâncat lupit, la cam cântat și-am chiuit, la și pe lupi am fugărit, la hai clarinețe, opa! Și acum clarinetul meu, frunzulițe chiparoși, pune mâna pe arcuș, nu sta ca vulcan culcuș. Iha! Să-i trompea pe cât spătesc, te-re-re-re-re-re-la, vreau să mă înveselesc, te-re-re-re-re-re-re-la, că numai o viață am, te-re-re-re-re-re-re-la, și n-aș irosă un gram, te-re-re-re-re-re-re-re-la. Ia-o-ți, mă! Să-i trompeată 1, 2, de nu dă banii înapoi, opa! Ii-ha! De când mama m-a făcut, te-re-re-re-re-la, nimeni nu m-a trecut, te-re-re-re-re-la, l-a cântat, l-a chiuit, te-re-re-re-re-la, mai cu seamă l-a iubit, te-re-re-re-re-la. Ia-o-ți, mă! Sha 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 sha. Na te re 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 la te re 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 la te re 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 la te re 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 la. Oricât cânt atât sunt și-mi fac raiul pe pământ. Hai că pe lumea cealaltă, hai cine știe ce mă așteaptă. Sha sha. Mulțumim. Mulțumim frumos. Let's go.
Sofia David și invităm la microfon pe Alessia Ungureanu. Alessia Ungureanu, iar noi o invităm la microfon pe Raluca Doboș, când aud că în sat e joc. Raluca Doboș, haideți să o aplaudăm și invităm la microfon pe Alexandru Turturică. Firai tu să fii de murc. Mai
Turturică. Iar noi mergem mai departe și invităm la microfon pe Roxana Filip. Roxana Filip și invităm la microfon pe Iulia David. David, iar noi îl invităm la microfon pe Ilie Gioacăș. Floare roșie de mac, mie horele îmi plac. Floare roșie de mac, mie horele îmi plac. Asta-i hora neamului, uite așa, și a moldoveanului, iar așa. Mândre hora cu feciori în zile de sărbători, mândre hora cu feciori în zile de sărbători. Asta-i hora neamului, uite așa, și a moldoveanului, iar așa. Haideți, fetelor, și voi mai aproape lângă noi. Haideți, fetelor, și voi mai aproape lângă noi. Asta-i hora neamului, uite așa, și a moldoveanului, iar așa. Ilie Gioacăș, haideți să-l aplaudăm și-l invităm la microfon pe Alexandru Cânciu. Sui la deal, cobor la vale. Thank you.
Ardealeni și din Moldova lui Ștefan mergem în Muntenia și o invităm la microfon pe Denisa Gheorghe, tata două fete are. Și e mândru că le vede, cu dragoste le privește și cu ele se mândrește. Și le-a pus la rădăcină raze calde din inimă. Și speranța să le înseneze viața. Are tata două fete și e mândru că le vede, cu dragoste le privește și cu ele se mândrește. Are tata două fete și e mândru că le vede, cu dragoste le privește și cu ele se mândrește. Și e mândru că le vede, cu dragoste le privește și cu ele se mândrește. Are tata două fete și e mândru că le vede, cu dragoste le privește și cu ele se mândrește. Mulțumesc! Vă mulțumim frumos pentru aplauză, pentru această întâlnire, pentru zâmbete, pentru că ne-ați primit, cum ați știut voi, mai bine. Suntem grupul Mădiței Elfovene, Grigore German și... Grigore German și Mario Araman Gheorghe. Elfovene vă salută, vă dorește să aveți parte de bucurii și fericire. Vă mulțumim pentru că ați fost aici lângă noi, vă mulțumim pentru toate aplauzele primite pentru acești copii minunați! Vă spunem așa, fiți fericiți, fiți binecuvântați, iubiți-vă, dragii mei, iertați-vă, că Dumnezeu ne iartă dacă știm să iertăm. Și nu uitați, acești copii binecuvântați de Dumnezeu, aduceți-i la Sfânta Biserică și după aceea aduceți-i să danseze și să cânte! Doamne ajută! Să aveți parte de tot ce este mai frumos și bun pe această lume. La revedere, să vă fie viața, cântec și poveste. Vă mulțumim! Vă mulțumim, dragii noștri! Mulțumim, Anca Branea, pentru toate la revedere. Cuvintele frumoase! Doamne ajută! Luați florile și... Mulțumim tare mult și noi! E mare lucru să reușești să te ocupi de un grup de copii atât de minunați și să fii acolo lângă ei întotdeauna. Uite că lucrurile merg mână în mână, ei te răsplătesc și sunt alături atunci când ai tu un moment important în viață. În momentele ce urmează, jucăm, dragii mei, pentru că ansamblul de aici, de la dumneavoastră, ansamblul Toaca Voiei Gurghiului, vine în fața dumneavoastră cu un joc din Maramureș. Hai, hai și iară, hai!
copra și tine. Sus, 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 mai tare. Să bagăm în tradivale. Bine! Nu-ți avea dea cu suioc. Mai dă-n mai pișor la joc. Felicitări, dragii noștri! Rămâneți alături de noi pentru că surprizele continuă. Mereu îmi place să spun că voia bună vine dintr-un anume loc. Și știți cum zic eu lucrul ăsta? Totdeauna când mă duc acolo unde se pune harta în cui, adică prin Maramu, de acolo vine obligatoriu voie bună, zâmbet, veselie, tropotită și așa mai departe. Cine nu tropotește, nu-i bai. Picioarele merg. Nu-i problemă. Nu trebuie să fim experți, trebuie să ne placă și să ne fie drag. Și când sufletul vibrează, lucrurile nu pot decât să fie foarte bune și foarte faine. Nu vă mai țin cu prezentările, vă spun că voia bună vine din Maramu. Și alături de noi vin Victoria și Bogdan Bizău, împreună cu orchestra. Bună ziua și Doamne ajută la toată lumea. Așa mai merge, mă aud, da? Altă treabă. Bine v-am găsit, oameni faini și dragi, și ne bucurăm din suflet că suntem aici alături de dumneavoastră și sperăm că nu pentru ultima oară, deși suntem prima dată, să nu fie ultima. Și să știți că mai mare mi-a fost surprinderea când am văzut că doamna preoteasă Constăteanca mea este aici la dumneavoastră. A fost o deosebită plăcere să o reîntâlnesc după mulți ani. Mulțumim organizatorilor pentru invitație și din suflet ne bucurăm că am putut să fim prezenți și să spunem da acestei invitații de a fi aici alături de dumneavoastră. Noi am venit din Maramureș cu un program frumos de Maramureș Hori, aduse special pentru dumneavoastră și chiar v-aș ruga să faceți și o horă cu noi. Da? Se poate, e liber, loc este pentru toată lumea, cât suntem aici, ne petrecem și facem horă mare. Așa că să-i dăm drumul, da? Ne veselim! Începem cu un program frumos de Maramureș și vă invităm aici alături de noi. Dansatorii sunt alături de noi și dumneavoastră vrem să fiți alături de noi.
luăm un pic mai tare. Voce la tot. Păi așa o zăsoricine,
ceasurile. Păi ceasurile n-au fost bune, la e la lama. Trească cine cântă și petrece, trească cine joacă, cine ascultă. Arde-o, arde-o, mă! Și acolo în spate, păi una-i bună. Zece zrele lume. Ai, ha! Și eu am o vorbă cu Bogdan, ca noastre ceasuri au fost bune, că horim cu drag la lume. Zima! Hai, motrimă, stata la coasă, motrimă, stata la coasă, meserie urcioasă, meserie urcioasă, mă! Așteptăm aici ansamblu, tineretul lângă noi, haideți! E rușine, spine! Eu mă duc la birta, be, ai, asta-i meseria mea, asta-i meseria mea, bă! Și iar verde de arbuz, să ne rădicăm în sus, be! Așa da, trei domni hotărâți, ca la noi. Margă tata că-i bătrân, ai și de mândre nu-i stăpân, și de mândre nu-i stăpân, mă. Hai, da, mă! Dacă sticla-i pentru dumneavoastră, eu-s cu mașina. Hai la o samă, nu la tăte, doru, le bă!
să fie veselie. Domnule, ai avut am drăguță zece dorule. Ai cinci în față, ai cinci în dos, măi. Ai bater că n-am fost frumos, măi, dorule. Ai cinci în față, cinci în dos, măi. Ai bater că n-am fost frumos. Bogdane, cum și numai tu. Extraordinar, dau microfonul serioarei mele, iau cetera și facem așa niște piese etno, așa cum v-am obișnuit cu colajele noastre, frumoase. Și cum am zis, am început așa cu câteva horde Maramureș, dar schimbăm un pic, da? Dacă vi se pare cunoscută sau cunoscut cântecul, să nu mai zic hore, zice că bate vânde peste deal de acasă din Ardeal. Așa că să trăiască tot Ardealul, toți oamenii ăștia faini și dumneavoastră și noi la oaltă. Bogdanii mei, am doi Bogdani, Bogdan Bizou și Bogdan Sas. Hai, băieții mei dragi, și puteți să rămâneți la hor în continuare, da? Foarte bine!
Așa, viața noastră. Păi ce-l suflă vântul, ușor mă, foarte bine trească cine cântă. Ei, nu, hai, ha! Opa, păi nu te da, nu te lăsa. Sus picior mă, hai, hai, hai. Trească jucătorii, toate doamnele, organizatorii. Acesta e frumos festival. Ai la la la, ardă Dumnezeu banii. Ai la la la, că nu schimbă oamenii. Ai la la la, ardă Dumnezeu banii. Ai la la la, că nu schimbă oamenii. Când ajung să fii bogat, ai la 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 la, păi uiți unde ai plecat. La 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 la, și voi când ajung să fii. Și asta nu-i bine. Oriunde ai ajunge în lumea asta, să nu uiți că ai plecat de jos, da? Trebuie să fii om cu lumea toată.
din suflet, mulțumim! Sperăm că s-a auzit bine, ne chinim aici cu sonorizarea, dar sperăm că a fost totul ok. Și aceștia am fost noi, Victoria Bizău, Bogdan Bizău, fratele meu, Bogdan Sas și Ionuț acolo în spate, care ne ajută forța. Tot timpul. Forța, cum zice Bogdan. Mulțumim încă o dată și ne bucurăm că am fost prezenți și aici alături de dumneavoastră. Mulțumim din suflet, să ne vedem cu bine, să ne revedem cu bine. Doamne ajută! Mulțumim din suflet și noi. Voie bună, veselie. Ne-a plăcut tare la joc. Stați că încă n-am terminat, că mai avem. Felicitări! Dragii mei, cu voia dumneavoastră am o misiune foarte importantă. Să vă mai spun o dată cine e vinovat pentru faptul că astăzi am reușit să ne întâlnim astăzi aici și să desfășurăm acest maraton. Putem să-l numim maraton deja la această oră. Așadar, mulțumim tare mult Tiberiu Glass, mulțumim Dani Grupo Spedition, mulțumim Sunny Plast, mulțumim și Barul La Călin. Și în aceeași măsură, mulțumim și Graphic Brothers, domnului Hărșan Marius, pentru afișul pe care l-am avut cu acest eveniment, în acest eveniment și pentru invitațiile făcute. Și acum am iară misiunea complicată de a zice mulțumesc Moldovan Gigel, Motoc, Tomșa Ciprian, Motoc, Frandeș Vasile, Cârligu, Pintea Iulian, Ciotu, Man Florin, Ciuticu, Frandeș Marcel, Hozat. Așa aș vrea să vă știu pe fiecare în parte. Farcaș Cosmin, Cioloaca, Feier Dumitru Moji, Niculici, Nicușor, Holbi, Iacob Ioan, Avichi, zice aici. Stați să nu uităm pe cineva. Așa, Frandeș Alin, Lungu, Frandeș Ioan, Lungu, Feier Dănuț, Răboncu, Putilcă Viorel, Săiuca, bine zic. Mai aștept aprobările dumneavoastră. Hărșan Ioan, Sofia, Hărșan Ionuț, Dubiște, Frandeș Vasile, Cârligu, Farcaș Răzvan, Ciotu, și aici începem distracția din nou, Farcaș Lucian, Pista, Farcaș Nicușor, Pista, Farcaș Florin, Pista, Farcaș Dănuț, Pista. E simpatic, așa-i? Moldovan Mitruț, Floricel, Mordovan Elena, Floricel, Gliga Carmen Ioana, președinta Asociației Toaca Văii Gurghiului. Avem de asemenea Man Ioan alu Mircea, dacă am zis bine. Și am fost rugată să vă spun și numele celor patru neveste care sunt fruntașe la joc astăzi. Și zicem așa, no, aici țineți în pumnii. Aici începe să fie distractiv. Alina alu Ionelu Vichi. E aici? E aici? Super! A, uite-o pe Alina, nici nu știu pe cine prezint. Da. 2. Mirela Alumitică Sărăija. Așa, așa, încurajați-le. Eu zic să le încurajați în primul rând pentru că sunt măritate proaspăt. Și apoi vedem noi cu jocul ce facem. Bun. Farcaș Ioana alu Ciotu. Prezent. Și nu în ultimul rând, Man Maria alu Ionul Cornelu Petru. Dar nu mă complicați, că mă pierdeți de tot acum. Mulțumesc tare mult. Mulțumim de asemenea preotului paroh Aurelian Tocheș pentru că a fost alături de noi și pentru că ne-a susținut și pune dumnealui un cuvânt acolo sus, unde avem cu toții nevoie. Poate așa ni se mai deschid mințile fiecăruia dintre noi. Mulțumim tare mult domnului primar Iacob Valentin. Mulțumim primăriei și Consiliului Toaca. Și nu în ultimul rând, dragii mei, fac o plecăciune în fața dumneavoastră, sunteți absolut minunați. Mie una nu mi-a fost dat să văd așa ceva până acum și sper din toată inima ca rolul meu de gazdă de astăzi să fi fost pe sufletele dumneavoastră și să mă mai chemați că-mi place aici. Mai vin. Bun. Alături de mine îl invit în momentele următoare pe domnul Frandeș Mircea, care este președinte onorific și de asemenea membru fondator al ansamblului. Domnul Mircea, dau din casă. O zis, fai, abia aștept să termin de vorbit, mă apuc să joc, că dacă sunt rotă, n-am nicio treabă. Dacă vorbitul, stați liniștit că așa am fost și eu, dar mi-a trecut. Felicitări tuturor! Domnul Mircea, aveți cuvântul, luați legătura!
Vă mulțumesc, vă mulțumesc de prezentarea frumoasă, vă mulțumesc dumneavoastră că ați venit într-un număr atât de mare, să luați parte la încă o ediție de, cu obiceiul de udatul nevestelor. Acum vreau să-l invit alături de mine, Vologozău, dacă mai știți ce e ăla, adică persoana care conduce astăzi rota și prima nevastă, Lucian Alupișta. Pentru că așa știe lumea în sat. Și vreau să mai chem alături de mine încă două persoane care au fost în spatele cortinei și care, ce să zic, cel puțin de o lună de zile s-au ocupat de toată organizarea asta, care sper că v-a plăcut și a ieșit destul de bine. Doamna Lucica și doamna Lenuța. Aș mai vrea să-i mulțumesc și domnului părinte care a fost alături de noi și sper să fie alături de noi încă mulți ani de acum înainte. Eu vă doresc vizionare plăcută în continuare și să ne întâlnim și la anul sănătos. Vă mulțumesc! Înainte de a declara oficial start jocului și obiceiului în sine, vreau să îi primiți cu aplauze pe invitații noștri de la Bonțida, care stau eroic alături de noi și care mai au un dans pentru dumneavoastră. Pregătiți aici, au stat până la ora asta lângă noi, să nu rateze momentul de final, așa că le dăm lor finalul acestui eveniment, până când vă invităm după aceea în joc. Așadar, ansamblu Codrișorul de la Bonțida!
Felicitări jucăușilor din Bonțida. Domnul Mihai Rus este capul tuturor răutăților a ceea ce se întâmplă în Bonțida, dar de asemenea și aici la ansamblul Văitoaca Gurghiului. Dragii noștri, cam aceasta a fost cursa noastră contra cronometru, alături de artiști, alături de invitați, alături de oamenii dragi dumneavoastră, de soliștii dumneavoastră preferați. Sperăm din toată inima că v-ați simțit bine alături de noi și pentru că, de fapt, abia acum începe distracția, abia acum începe tradiția specifică dumneavoastră, specifică zonei. Am să apelez un pic la bunăvoința dumneavoastră și să vă rog să-i ajutăm pe cei de la sonorizare să elibereze un pic de aici ringul și băncile un pic să le trageți mai în spate. Am înțeles că o să fie foarte mulți jucăuși și mi s-a șoptit să apelez la dumneavoastră ca să îi lăsăm pe jucăuși să se manifeste, că noi ăștia care avem două picioare stângi stăm deoparte. Mulțumim tare mult pentru înțelegere. Profit de momentele acestea să vă mulțumesc din tot sufletul pentru primire și pentru modul minunat în care alegeți să vă întâmpinați musafirii. Numele meu este Anca Branea și sper din toată inima să fi fost sau măcar să fi rămas așa un pic în colțul sufletului dumneavoastră. Mulțumesc frumos și înainte de a da start jocului, o să-l invit alături de mine din nou pe domnul Mircea Frandăș, dar îl mai las să respire acolo liniștit în spate să se pregătească de joc, până când partea tehnică este rezolvată. Așa că alături de membrii ansamblului artistic Profesionist Mureșul, care iată sunt alături de noi, îl avem și pe domnul Mircea, care are un anunț de făcut. Bună ziua din nou! M-am învățat cu microfonul, asta e ce se face. Poate la anul o să prezint eu, nu se știe. Acum urmează tradiționalul joc. Domnului Marcel și echipei îi zic așa: prunză verde, lemn sușit, zice ce eraș de învârtit, că mă apuc de chiuit. Iar dumneavoastră vă rugăm să ne urmați, că începe jocul și mergem să tulburăm apa un pic. Thank you.
bă! Îi dau drumul, da! O bani, un pic să vine! Hai, ce vine! Hopa! Încă o dată! Ia uite-l! Ei, dar, încă o dată! Ce dai, ce dată? Oade, e mele bine! Ce dai, ce dată? Oade, e mele bine! Și un milion la șechera. Să trăiască la vulcan. Încă 100. Trăile. S-a iubat de tăta. Încă o dată, că nu s-au destul. Nu s-au destul. Dă o rumă. Hai, hai. Thank you.
După un spectacol pe cinste, nevestele au fost udate aici, în vale, în localitatea Toaca. Dragii mei, am ajuns la finalul evenimentului ardelean de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați oferit-o. Iată obiceiul unic în lumea largă, udatul nevestelor din localitatea Toaca. S-a desfășurat și în acest an la cote maxime și cu prezența a numeroși oameni. Vă mulțumim pentru atenție. O seară frumoasă în continuare!